Roxana a ales să-și rezolve problema de sănătate cu un tratament inovativ pe bază de laser. Acest tratament se face în 3 ședințe, incluzând tratamentul gingivitei, este prima fază a parodontozei, și 2 ședințe de tratament al parodontozei. Tratamentul cu laserul este complet nedureros, deci nu implică niciun fel de anestezie, nici măcar o anestezie locală.